Salut! Sunt Robert și în podcastul ăsta vreau să-ți explic de ce americanii fac jocul rușilor, din punctul meu de vedere, în conflictul ăsta cu Ucraina. E un subiect care de la zi la zi devine din ce în ce mai amplu, din punctul meu de vedere. Nenea Biden declară în fiecare zi aproape iminența conflictului dintre Rusia și Ucraina, adică că Rusia va invada Ucraina. Iar asta nu face decât să facă jocul rușilor, din punctul meu de vedere, pentru că efectele economice pe care le au declarațiile astea asupra Ucrainei, adică chiar dacă Rusia nu invadează Ucraina și chiar dacă războiul ăla nu va porni prea curând, așa cum anunță Nenea Biden, care ia informații de la CIA și eu aveam cumva impresia că ăștia de la CIA sunt mai informați așa, adică faptul că Biden vine și zice că Rusia va invada Ucraina miercuri și asta nu se va întâmpla, nu face decât să arunce o pată de ce culoare vreți voi asupra informațiilor pe care le are CIA. Adică e clar că nu prea le are. Sau e clar că le are și dacă le are, Biden evită, nu vrea să le ia în considerare și face jocul ăsta de rahat pe care o să vi-l povestesc. Bun. Faptul că el amenință și că tot proliferează chestii de-astea nu face altceva decât să facă rău Ucrainei. Și întrebarea e de ce vrea să facă asta. Unul din motive este că ar vrea să iasă din războiul ăsta informațional în care pierde teren zi de zi. V-am făcut un filmuleț despre trupele americane și britanice care erau acolo și că dacă ar fi început războiul, probabil că chestia asta n-ar fi ieșit la iveală și nu s-ar mai fi întrebat lumea, bă, de ce erau acolo, ce căutau acolo, cu aprobarea cui. Adică se nasc o grămadă de întrebări. Bă, și parcă rușii au dreptate în toată treaba asta, adică cam asta e concluzia la care ajunge, așa, dacă stai cumva și te uiți și colo și colo și ești impasibil, adică ești neutru, să zicem. Da? Deci, pe măsură ce trece timpul, constatăm că aliații și SUA, în mod special, pierde foarte mult din imagine. Și e un război pe care îl pierde. Adică e foarte clar din punctul meu de vedere. Chestia asta, cel puțin până acum. Da, și ei sunt interesați ca conflictul se declanșeze cât mai repede, pentru că în momentul în care se declanșează conflictul, toate chestiile astea nu mai sunt la iveală. Rușii, în schimb, nu, din punctul meu de vedere, pentru că ei așteaptă să scoată cât mai multe chestii la iveală, ca lumea să-și dea seama cam care sunt jocurile Germaniei, care sunt jocurile SUA, care sunt jocurile aliaților și o să vedeți că o să mă mai fac un film și despre jocurile Germaniei. Că și acolo e o chestie extrem de interesantă. Da? Bun. Deci, declarațiile astea pe care le face Biden nu pot să facă decât foarte mult rău Ucrainei. De ce? Pentru că în momentul în care tu spui că sunt eminente, că e eminent un astfel de război și că Rusia va intra în Ucraina, economic se duce dracu totul. Adică e clar că eu, de exemplu, dacă aș avea un partener în Ucraina și aș lucra cu el și aș livra marfă, unu, ar apărea două probleme majore. Asta ca să vă dați seama și calația asta la întreaga economie și la întreaga Europa și la cine mai lucrează cu ei și o să vedeți cam care e impactul. Unu, eu o să mă gândesc foarte bine dacă îi mai dau lui marfă pe credit. Pentru că o să zic, bă, dacă începe războiul, ăla intră în faliment, eu de unde dracu mai au bani? Și atunci o să vreau cu plata în avans. Da? Doi, e foarte posibil ca ăla să nu mai găsească marfă în altă parte decât la mine, iar asta pe mine vă va face să-i măresc prețul. Și cu plata în avans. Deci, deja la el marfa ajunge cu preț mai mare. Da? Doi, cu ce o transport acolo? Pentru că în condițiile de conflict, de iminent conflict, așa cum anunță, și chiar dacă va fi, chiar dacă nu va fi, riscurile astea există. Adică ai fi tâmpit în business să nu iei în calcul astfel de riscuri. Ce companie de transport se va duce acolo? Pentru că e foarte greu să găsești o companie de transport care să-și trimită șoferul și mașina acolo, să izbucnească conflictul și să nu mai poată să întoarcă înapoi. E foarte complicat să faci asta. Și atunci cine își asumă riscul ăsta, măcar să o facă pe bani mulți. Deci e foarte clar că vor fi foarte mulți bani care vor fi ceruți pe transport. Deci odată se mărește prețul, condițiile comerciale se răutățesc, în sensul că o să vreau plată în avans. Și doi, prețul la transport se mărește foarte mult. Deci doar din motivele astea, prețul la vânzare, prețul la import al produsului respectiv, va fi mult mai mare decât era până acum. Asta înseamnă inflație. Asta înseamnă că produsele respective se vor mări ca și preț și înseamnă inflație. Da?
Puneți asta pe seama inflației care există deja în toată Europa și adăugați asta la inflația respectivă și la condițiile nasoale care există și o să vedeți că nu vor face decât rău Ucrainei pe termen mediu și scurt. Pe termen scurt, în principal. Asta este ceea ce a urmărit, ceea ce urmărește Biden. De ce urmărește asta? Pentru că la un moment dat vor rămâne fără bani. Și în momentul în care vor rămâne fără bani și vor intra în incapacitate de plată, vor avea nevoie de bani. Și în momentul în care vor avea nevoie de bani, vor veni să zică, bă, noi îți dăm bani, dar uite, trebuie să faci niște concesii, trebuie să faci aia. Chestii pe care acum probabil că nu vor să le fac. Cam asta este ceea ce bănuiesc eu. Pe de altă parte, Rusia urmărește același joc. De ce? Pentru că ei vor să taie accesul ucrainenilor la porturile de la Marea Neagră. Asta este ceea ce cred eu că se va întâmpla. Iarăși într-un război economic în care Ucraina, odată cu accesul tăiat la porturile respective, va avea o mare problemă de aprovizionare și prețurile se vor mări din nou, pentru că vor trebui să le aducă pe alte căi. Alte căi care sunt delicate, adică implică niște riscuri mai mari, așa cum vă spuneam mai devreme, terestru sau aerian. Aerian, prea mai sunt companii care vor să zboare pe deasupra pe acolo. De ce? Pentru că e riscul să le fie doborât avionul de o rachetă, așa cum s-a mai întâmplat. Da? Și atunci, în momentul în care și rușii joacă același joc și America joacă același joc, mie mi se pare că rușii au de câștigat din toată treaba asta. Pentru că presiunea pe care o pun ei militar îi va face pe aliați să nu facă niște concesii foarte ok Ucrainei. Și cumva Ucraina la un moment dat să zică, bă, ok, ca să ducem conflictul ăsta și să-l terminăm și să, când va fi strânsă culațul economic. Da? Hai că-ți dau ce vrei, rusule, termină, că altfel nu pot să iau nici de la vestici diverse chestii, pentru că nici ea nu o să-mi dea, că e tot timpul amenințat, nu mai am investiții, nu mai merge economia, hai să cădem la pace. Și cum cădem la pace? Păi îți dau provinciile alea despre care discutăm. Da? Eu asta văd. Și americanii, mă cert, fac jocul rușilor în toată situația asta. Eu nu o văd altfel. Bun, cam atât vreau să spun în filmulețul ăsta. Dă click pe subscribe și pe clopoțel, te anunț eu tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!